20 august. O influență irezistibilă. Astfel, dar, ca niște aleși ai lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, cu bunătate, cu smerenie, cu blândețe, cu îndelungă răbdare. Coloseni 3:12. Cuvintele prietenoase, privirile plăcute, o înfățișare veselă, împrăștie un farmec în jurul creștinului care face influența sa aproape irezistibilă. Aceasta este o cale de a câștiga respect și de a extinde sfera utilității. Cale care nu costă mult. Religia lui Hristos în inimă este aceea care face cuvintele ce ies de acolo să fie gingașe, iar comportarea binevoitoare, chiar la cei cu care zbiară, care fac reproșuri și este poruncitor, nu este un creștin. Căci a fi creștin înseamnă a fi asemenea lui Hristos. Acela care bea din Spiritul lui Hristos îl va lăsa să curgă mai departe în cuvinte amabile și să se manifeste printr-o comportare curtenitoare. Planul de mântuire are menirea de a înmuia tot ceea ce este aspru și grosolan în temperament și de a șlefui tot ceea ce este dur și țepos în maniere. O schimbare exterioară va fi dovada unei schimbări interioare. Adevărul este acela care sfințește și rafinează. Primit în inimă, el lucrează cu putere ascunse, transformând pe cel care îl acceptă. Dacă acei care mărturisesc adevărul și în același timp sunt duri, supărăcioși și răi în cuvinte și în comportament, nu au învățat de la Isus. Toate aceste manifestări arată că ei mai sunt slujitori celui rău. Nimeni nu poate fi creștin fără a avea Spiritul lui Hristos care se manifestă prin blândețea, gingășia și rafinamentul manierelor. Creștinii agreabili, buni și manierați, bine crescuți, vor avea o influență în favoarea lui Dumnezeu și a adevărului său. Aceasta nu poate fi altfel. Lumina împrumutată din cer își va răspândi prin ei razele strălucitoare pe cărarea altora. Cuvintele pe care le rostim, comportamentul nostru zilnic sunt fructele care cresc pe copac. Dacă fructul este acru, nedigerabil, atunci rădăcinile acelui copac nu-și trag hrana dintr-o sursă curată. Dacă afecțiunile noastre sunt aduse în armonie cu Mântuitorul nostru, dacă suntem blânzi și smeriți în caracter, atunci dovedim că viața noastră este ascunsă cu Hristos în Dumnezeu. Iar noi vom lăsa în urma noastră o cărare luminoasă. Cei care ne privesc își vor da seama că am fost cu Isus și am învățat de la El.